Bună ziua, bine v-am regăsit la Hot News Live. Sunt Clarice Dinu și astăzi invitatul meu este Ludovic Orban, președintele PNL. Și salut pe toți cei care urmăresc această transmisie live. Pentru început v-aș propune să urmărim un scurt filmuleț cu domnul ministru Ciamba într-o emisiune la Europa FM. Pe lângă delegația României a votat cu un scor minim pentru Laura Codruța Chioveși. Acesta a fost mandatul. Deci, domnule ambasador? Deci asta este un, deci stați un pic ce asta cu alegeri. Deci cu alegeri Republica Moldova sau cu... Haideți să lămurim ce s-a întâmplat ieri la Bruxelles întâi și apoi vă rog să vorbim. Deci este o chestiune care cred că, în fine, eu cred că Ministerul Justiției, care de fapt gestionează prin Consiliul Jai tot subiectul, cred că poate să vă spună sau poate să discute, poate să vă zică exact ce a fost, nu cred că... Dar a votat doamna ambasador, care a primit mandatul din partea... Deci eu vă zic, mecanismele de decizionare care sunt acolo, bineînțeles că mandatul respectiv este un lucru care este gestionat de cel care gestionează consiliul respectiv. Eu cred că e vorba de, noi deci v-am zis, aici avem de Consiliul Jai și nu cred că acum acest lucru cred că nici nu deci eu n-am avut nicio legătură cu acest proces, de fapt, în fine. Spuneți că mandatul l-a primit de la domnul ministru al Justiției, doamna ambasador? Deci este o chestiune care ține clar de chestiunile interne, deci eu nu pot să mă determin acum să văd exact să zic cine, ce și cum. Ce s-a întâmplat la Parlamentul European cu susținerea României pentru candidatul țării noastre, Laura Codruța Chioveși, și pentru funcția de procuror șef al parchetului european? Există o lege și o hotărâre de guvern care reglementează condițiile de acordare a mandatului pentru deciziile instituțiilor europene, mai puțin Consiliul European, care este reprezentantul României, președintele, conform deciziei Curții Constituționale, iar atunci când este reprezentată România de premier, are nevoie de un mandat din partea Parlamentului, dar numai cu acordul președintelui. În rest, mandatul este definit în legea și în hotărârea de guvern, care reglementează, practic, funcționarea relațiilor dintre Guvernul României și Uniunea Europeană. Cu siguranță, șefa reprezentanței României, care a reprezentat România în COREPER, care este practic reuniunea Consiliului care cuprinde reprezentanții țărilor din Uniunea Europeană, a avut mandat. Iar acest mandat, evident, trebuia transmis de Ministerul de Externe. Nu, de Ministerul Justiției, cum spune domnul Ciamba. Cu siguranță. Canalul de transmitere, chiar dacă e o propunere formulată de Ministrul Justiției, șefa reprezentanței ține cont de mandatul acordat de Ministerul de Externe, care fie dat de Ministrul de Externe, fie dat de ministru delegat, că aici în guvernul ăsta sunt mai mulți ministri de externe, nici nu știi care e ministrul de externe. E un ministru delegat pe afaceri europene. Ciamba e ministru pe afaceri europene în cadrul Ministerului de Externe. Mă, normal, trebuiau să emită mandatul ministrul de externe cu consultarea ministrului afacerilor europene. Atât Meleșcanu în discuția cu Ionel Dancă, care a fost viralizată, cât și Ciamba s-au spălat pe mâini de orice fel de răspundere în acordarea mandatului și este o rușine. Noi am inițiat în Comisia de Politică Externă a Camerei și în Comisia de Afaceri Europene a Camerei Deputaților convocarea celor doi miniștri pentru a prezenta în fața comisiilor parlamentare în care au obligația să spună adevărul, să spună adevărul despre cum au acordat acest mandat. Lucrurile s-au schimbat în Comisia Libe din Parlamentul European, unde PNL-ul a avut o serie de negocieri înaintea votului și a reușit să întoarcă totuși în favoarea candidatului României până la urmă votul, pentru că Laura Codruța Chioveși venea cu șansa a doua, dacă putem să-i spunem așa, după votul din Consiliu. Bun, aș face precizarea că deocamdată poziția Consiliului nu este stabilită. În conformitate cu regulamentul care a fost adoptat pentru funcționarea parchetului european, decizia de numire a procurorului șef o ia Consiliul împreună cu Parlamentul. Săptămâna asta sunt prevăzute întrunire ale formațiunilor Consiliului la nivel de COREPER, deci de reprezentanțe ale țărilor Uniunii Europene. Chiar mâine, și la dacă nivel nu mă de mâine și vineri, dacă nu mă înșel, este întrunirea miniștrilor de justiție din cadrul formațiunii JAI, Justiție și
afaceri interne. Poziția Consiliului se va stabili la aceste reuniuni. Tocmai din cauza asta am dat un mesaj public în care am solicitat guvernului să înceteze sabotarea candidaturii candidatului român, să nu mai dea mandat împotriva candidatului român. Se încearcă sabotarea, mă scuzați. Păi, cu siguranță, nu vă dați seama că această fugă de răspundere arată clar că șefa misiunii, șefa reprezentanței României la nivelul Uniunii Europene a avut mandat împotriva doamnei Chioveși. Deci nu a avut mandat de susținere a candidatului român. Lucrul ăsta e cunoscut neoficial, iar faptul că ei nu vor să recunoască, un fapt evident pentru toată lumea că au dat mandat împotriva candidatului român arată că se simte cu musca pe căciulă. Ce acum, în procedură s-au derulat doi pași. Primul pas, Comisia Europeană a stabilit un juriu independent format din 12 magistrați de prestigiu la nivel european. Gândiți-vă că sunt președinți de curți constituționale, este președintele Greco, grupul statelor anticorupție care funcționează la nivelul adunării parlamentare a Consiliului Europei, sunt procurori șef din state importante, cum e Franța, Italia, nu întâmplător spun Franța, care au evaluat din punct de vedere profesional candidații și au plasat candidatul român pe Laura Codruța Chioveși și pe primul loc. Deci asta a fost evaluarea în juriu independent care a fost stabilit de Comisia Europeană. Într-un fel asta reflectă, să spun, o poziție a unor experți independenți care au fost desemnați de Comisia Europeană. Deci în care Laura Codruța Chioveși a fost pe primul loc. La nivelul Parlamentului European au fost două voturi. Și în Comisia de Control Bugetar, Comisia CONT, și în Comisia LIBE, Comisia de Drepturi și Libertăți, ambele voturi au fost în favoarea candidatului român. Laura Codruța Chioveși a câștigat și în Comisia CONT. Și chiar dacă se spune că a fost mai mult un vot nu decizional, ci cu caracter consultativ, contează foarte mult. Practic, în ambele comisii care s-au pronunțat și s-au pronunțat în urma unor audieri publice, care au fost urmărite de toți cetățenii țărilor Uniunii Europene, cele două comisii s-au pronunțat prin vot secret în urma unei audieri publice a celor trei candidați și ambele comisii a fost clasat pe primul loc. Ce șanse contribuția are noastră Chioveși? Este foarte mare. Contribuția noastră este foarte mare pentru că noi a trebuit să demontăm la nivelul Parlamentului European o întreagă, o sarabandă de informații negative care au fost distribuite de la nivelul guvernului român, de la nivelul grupurilor parlamentare PSD-ALDE, pentru denigrarea și sabotarea candidatului român. Și a trebuit să punem la dispoziția tuturor europarlamentarilor și a oficialilor europeni care au trebuit să se pronunțe privitor la candidatul, să reflectăm adevărul, să reflectăm informațiile corecte. Cred că s-a văzut foarte clar. Grupul PPE, din care Partidul Național Liberal face parte, a susținut candidatura Laurei Codruța Chioveși. Mai mult decât atât, noi a trebuit să și contrabalansăm, pentru că PSD-ul și-a trimis niște reprezentanți prin intermediul socialiștilor bulgari din zona slavă, țărilor din zona slavă, și-a trimis niște reprezentanți clar cu misiunea de a vota împotriva candidatului român. Și atunci noi am reușit ca pe lângă reprezentantul nostru, europarlamentarul care face parte din Comisia LIBE, să înlocuim europarlamentari ai PPE cu parlamentari ai Partidului Național Liberal, care au fost prezenți și au votat în favoarea candidatului român. Spuneați puțin mai devreme, pomeneați de Franța, spuneați că nu întâmplător, doamna Chioveși este în competiție cu un reprezentant al Franței pentru șefia parchetului european. Spuneți-mi ce șanse credeți real că are în acest moment doamna Chioveși de a ajunge în această după poziție? După cei doi pași parcurs, este clar că noi avem, România are prima șansă să practic să numească primul procuror șef al parchetului european. Are prima șansă, dar ar putea acest candidat să se claseze totuși pe locul 2 în funcție de negocieri? Urmează evaluarea în Consiliu. Nu știu exact care va fi procedura care va fi folosită. În această evaluare, cu siguranță, cuvântul în evaluarea Consiliului, cuvântul decisiv vor avea miniștrii de justiție care fac parte din formațiunea JAI pe partea de justiție.
credem că totuși deciziile luate până acum vor avea o influență asupra deciziilor care se iau la nivelul Consiliului. În cazul în care candidatul român va fi clasat pe primul loc, lucrurile sunt foarte clare, o să se pună la vot propunerea în Parlamentul European, care cu siguranță Parlamentul European va adopta această propunere. În cazul în care Consiliul clasează, să spun, în evaluare un alt candidat pe primul loc, demarează procedura de mediere. Procedura de mediere în care vor fi reprezentanți negociatori, pe de o parte, reprezentând Parlamentul European, în care cel mai probabil vor fi cei doi președinți de comisii, președintele Comisiei Libe și președintele Comisiei Cont. Iar din partea Consiliului, probabil vor fi trei reprezentanți care vor participa la acest proces de mediere. Dar, repet, lucrul ăsta se va întâmpla numai în cazul în care candidatul român nu va fi clasat pe primul loc. Noi considerăm că există suficiente argumente și dacă România, de fapt guvernul, nu România, dacă guvernul încetează această torpilare a candidatului român, sunt șanse foarte bune ca inclusiv în Consiliu candidatul român să iasă pe primul loc și atunci, practic, România va avea onoarea de a putea nominaliza primul procuror șef al parchetului european. Domnule Orban, sunteți acum un susținător al doamnei Kövesi pentru această funcție. De ieri, de când am făcut anunțul pe site-ul Hot News, anunțul interviului, le-am promis cititorilor care au lăsat întrebări că vi le voi pune în această emisiune. Unele poate nu o să fie tocmai convenabile, dar zic să-i dăm drumul. Și referitor la acest subiect, vă întreabă cineva cum comentați propriile afirmații din 2013 despre Laura Codruța Kövesi și dă un citat. Propunerea Codruței Kövesi echivalează cu o trădare neașteptată față de voința publică exprimată la alegerile din 2012. Este o trădare față de interesul public și un gest profund imoral și împotriva a ceea ce a susținut Victor Ponta în ultimii 5 ani. Era vorba după de cum moment. Vedeți, declarația se referă la domnul Ponta. Să ne aducem aminte contextul în care era după alegerile din 2012, în care înainte fusese un referendum împotriva lui Traian Băsescu, în care au votat peste 7 milioane de români pentru demiterea lui Băsescu, chiar dacă nu s-a întrunit vorumul, iar ulterior au avut loc alegeri parlamentare, în care mesajul principal pe care l-au dat cei care au câștigat alegerile a fost un mesaj anti-Băsescu. Ori a apărut la momentul respectiv, mai ales aduceți-vă aminte contextul, ministrul justiției care fusese nominalizat de Partidul Național Liberal și a dat demisia și s-a dus la Curtea Constituțională și fără să aibă acordul Partidului Național Liberal, Victor Ponta ca premier, după ce semnase pactul de coabitare cu Băsescu, tot fără acordul Partidului Național Liberal, și-a asumat interimatul la justiție și, fără să consulte partenerii, a propus-o pe Laura Codruța Kövesi. Și declarația mea este despre Ponta. Adică dumneavoastră aveați o problemă că cu Ponta domnul acționat, Ponta, nu cu domnul Ponta Kövesi, acționat, cu doamna Kövesi? Ponta a acționat în contradicție flagrantă cu intenția exprimată de votanții care au votat la vremea respectivă împotriva lui Traian Băsescu. Să ne aducem aminte că doamna Kövesi fusese nominalizată ca procuror general și numită de președintele Băsescu ca procuror general anterior acestei nominalizări și era percepută oarecum ca făcând parte din apropiații lui Traian Băsescu. Și asta a apărut surprinzător la momentul respectiv, că Victor Ponta, care a fost practic în campania electorală un adversar care nu vrea să facă niciun compromis, nicio cedare în fața lui Băsescu, să nominalizeze o persoană care fusese anterior nominalizată de președinte. Deci asta e sensul. De altfel am și văzut declarația dată și oarecum mi se pare ciudat că unii care zic că sunt în opoziție au ajuns să preia de pe pagina lui Pleșoianu, care este alimentat din arhiva Antenei 3 foarte serios, să preia ce apare pe pagina lui Pleșoianu să fie preluate
în mesajul public lucruri de oameni care zic că sunt împotriva PSD. Asta e declarația dumneavoastră, răutate, este declarația dumneavoastră. Dar declarația, ați citit-o cu atenție și se vede foarte clar care e mesajul pe care îl transmit. Este un mesaj împotriva lui Ponta și împotriva deciziei pe care a luat-o Victor Ponta, care era premier și și-a asumase interimatul la justiție în perioada respectivă. Considerați în perioada respectivă că doamna Chioveși nu era candidatul bun pentru DNA? De altfel, a și obținut aviz negativ în prima fază de la Consiliul Superior al Magistratului, dacă vă aduceți aminte, la momentul respectiv, și ulterior a fost numită. Și a fost rodul unei înțelegeri între Ponta și Băsescu. Și lucrul ăsta... O înțelegere care a avut un rezultat bun sau rău pentru ce a urmat? Deci eu nu sunt, n-am un aparat de evaluare a activității parchetului, al procurorilor individual și am stat întotdeauna departe de lumea justiției, pentru că, după părerea mea, puterea judecătorească trebuie să fie o putere de sine statătoare în stat, iar independența justiției trebuie să fie fundamentul funcționării democratice a societății românești. Din cauza asta nu pot să fac eu aprecieri. Aprecierile legate de activitatea Laurei Codruța Chioveși le-au făcut juriul independent. Aici este vorba de un candidat român care are o șansă foarte mare de a obține o poziție de conducere, de prestigiu la nivel european, iar noi am susținut această candidatură. Cu atât mai mult cu cât această candidatură, repet, în urma unei evaluări independente făcute de magistrații europeni de prestigiu, candidatul român a ieșit pe primul loc. Același lucru întâmplându-se și în cele două comisii ale Parlamentului European. Am înțeles, deci PNL susține gândiți-vă, continuare această candidatură. Chiar lumea nu înțelege. Deci gândiți-vă ce prestigiu ar fi pentru România ca, practic, România să dea primul procuror șef al parchetului european. Informație care va fi cunoscută de toți cetățenii din toate țările Uniunii Europene, care va îmbunătăți percepția României la nivel european, plus va îmbunătăți și prestigiu care a avut capacitatea să să propună, e un fel de a spune, pentru că această candidatură a fost depusă de doamna Chioveși și nu a fost propusă, practic, de cineva din România. Domnule Orban, haideți să venim la ceea ce se întâmplă în România. Vom vedea la Bruxelles ce se va întâmpla în zilele următoare, dacă acest candidat are șanse și va câștiga acest post. Și mai avem puțin până la primul test electoral al acestui an, europarlamentarele. Este gata lista Partidului Național Liberal? Nu. Și m-am ferit până la momentul în care forurile statutare vor lua decizia să dau detalii, informații legate de listă. Ce pot să vă spun este că, indiferent cine va fi pe această listă, Partidul Național Liberal, din păcate pentru România, este singurul partid care este respectat, apreciat la nivel european, care are dialog, are relații trainice, care face parte din cel mai puternic grup politic european, și anume Partidul Popular European. Și Partidul Național Liberal este cel care are cu adevărat capacitatea să influențeze deciziile la nivel european, astfel încât să aibă consecințe benefice pentru români. Trebuie să vină totuși și cu niște în evaluarea candidații făcută de Politico EU, dintre persoanele din România care au influență la nivel european și care pot să influențeze deciziile pe perioada președinției României, erau 4 europarlamentari pe lista respectivă. Toți cei 4 europarlamentari erau europarlamentari ai Partidului Național Liberal. Zicri Mureșan, Marijan Marinescu, Adina Vălean, adică europarlamentari care au construit relații solide, care au dezvoltat încredere în aceste relații între Partidul Național Liberal și partenerii noștri de la nivel european. De altfel, se și vede și în votul la Chioveși. În mare parte a contat faptul că noi, ca partid, suntem un partid credibil, un partid care avem capacitatea de a ne convinge partenerii și, practic, Partidul Popular European, formațiunea politică din care facem parte la nivel european, a susținut candidatul român. Când veți finaliza această listă? Pentru că o să vă citesc o altă întrebare al unui cititor Hot News.
care se numește Movies, sau cel puțin așa și-a luat numele acum, spune, am intrat pe pagina PNL-ului, dar nu am găsit nicio listă cu propunerile pentru europarlamentare. Listele vehiculate în presă înțeleg că nu sunt definitive, unde putem găsi lista. Sunt știri pe surse. Și avem 49 de candidați care au posibilitatea să-și facă campanie în interiorul partidului, în afara partidului. Avem niște criterii pe care le-am stabilit în evaluarea acestor candidați, și anume experiență politică, administrativă, experiență în relații internaționale, competență într-un domeniu sau altul. Pentru că la nivelul Parlamentului European, întreg grupul trebuie gândit în funcție de comisiile care funcționează la nivelul Parlamentului European, pentru că pentru fiecare candidat trebuie să existe o puternică profilare a lor pentru a putea fi credibil la nivelul comisiilor. Pentru că dacă n-ai în spate o competență prin domeniu, o competență recunoscută, dacă nu ai inclusiv un sistem de relații care l-ai construit în timp, îți ia foarte mult timp să ajungi să-i cunoști pe oamenii respectivi și mai ales să poți să ai puncte de vedere care să fie pertinente și care să se transforme în decizii la nivel european. Să înțeleg că unii dintre actualii europarlamentari se vor găsi cu siguranță pe listă. Adică au șanse mari, pe nu vreau să mă refer la liste, dar au șanse foarte mari, mai ales acei europarlamentari care au avut o activitate cu rezultate evidente, cu rezultate certe. De exemplu, puțină lume știe că PNL a avut raportor la reglementarea prin care s-a desfințat roaming-ul. Gândiți-vă că sunt aproape 4 milioane de români care lucrează în țări europene și care au avut de câștigat enorm datorită acestei reglementări prin care s-a desfințat roaming-ul, taxa care exista anterior și acum practic pot să vorbească ca și cum ar vorbi în România. S-au făcut economii foarte mari în comunicarea dintre familiile de români care au membrii ai familiei aflați la muncă în străinătate, pentru că au plătit mult mai puțin pentru factură. Și aici am avut un raportor în persoana europarlamentarului Adina Vălean. Deci doamna Vălean va fi pe listă, să înțeleg. Care cele mai mari șanse să fie pe această listă? Este posibil, nu vreau să mă antepronunț. Până la urmă, decizia aparține forurilor statutare ale partidului. Fiecare candidat poate să se prezinte, fiecare are șansa lui și în funcție de aceste decizii, când vom lua decizia, vom prezenta public. Nu vreau domnul să dau termen, Antonescu. Stabilim acum un termen la care se poate să participe candidații, pentru că în termenul anterior foarte mulți europarlamentari nu puteau fi prezenți sau personalități din conducerea partidului nu au putut fi prezenți și atunci am decis să facem amendament. Domnul Crin Antonescu? Și aici prefer să nu fac niciun fel de comentariu asupra acestei chestiuni. Repet, când vom lua decizia, vom prezenta public candidații noștri. Când este termenul? Termenul de depunere a listelor e 28 martie. Când este termenul până la care, pe care vi l-a stabilit pentru păstirea acestei liste? Data de 14, dacă o să putem înainte de evenimentul de pe 16 martie. Pe 16 martie va fi o reuniune foarte important a Partidului Popular European împreună cu Comitetul Regiunilor, cu fracțiunea PPE din Comitetul Regiunilor, la care va fi prezent Manfred Weber, care este candidatul oficial al Partidului Popular European, deci al nostru, al Partidului Național Liberal, la funcția de președinte al Comisiei Europene, cel mai probabil viitorul președinte al Comisiei Europene. Pe 16 martie la București. La București. Va fi un eveniment extrem de important la care vom avea reprezentare din marea majoritate a țărilor, sigur, la nivelul Partidului Popular European, a partidelor care compun PPE. Domnule Orban, s-a tot vorbit în spațiu public și dumneavoastră ați avut niște reacții despre candidatura jurnalistului Rareș Bogdan, care ar putea deschide lista PNL pentru europarlamentare. Nu este numai curiozitatea mea personală, ci și a cititorilor Hot News. Andreea vă întreabă, chiar deschideți lista pentru alegerile europarlamentare cu Rareș Bogdan? Cine a luat această decizie și ce îl califică pe Rareș Bogdan să fie pe lista PNL-ului? Vă dau același răspuns. Va trebui această curiozitate să mai aștepte un pic. Veți afla dacă Rareș Bogdan va fi sau nu va fi candidat pe lista Partidului Național Liberal în momentul în care vom lua decizia în forurile statutare. I-ați făcut această ofertă, să înțeleg. Există discuții cu mai mulți. Eu am făcut de un an jumate, de când sunt președintele Partidului Național Liberal, am făcut un efort constant de a aduce
în Partidul Național Liberal sau alături de Partidul Național Liberal, oameni cu competență, oameni de calitate, valori. Și am și reușit în multe puncte să creștem valoric partidul, să promovăm din interiorul partidului pe oamenii care au potențial, au caracter, au capacitatea de a acționa în interesul public, și ăsta este un efort constant pe care l-am făcut. Rareș Bogdan, pe lista PNL-ului, din punctul dumneavoastră de vedere, ar fi un câștig pentru partid? Da. Da. Deci îl veți susține pe Rareș Bogdan să deschidă lista PNL-ului, altfel spus? Vom prezenta public lista în momentul în care ea va fi rezultatul votului statutar care este luat în cadrul Biroului Politic Național. Până finalizați lista, bănuiesc că aveți deja un program pentru campania electorală și care merge pentru alegerile europarlamentare? Cu siguranță. Partidul Național Liberal este partid puternic ancorat în politica europeană și vom avea obiective la nivel european, atât în chestiunile care țin de politica europeană, cât și în chestiunile care țin de aducerea beneficiilor apartenenței la Uniunea Europeană către cât mai mulți cetățeni români. Sigur că avem obiective, să spun, destul de precise și de concrete. Ca urmare a ieșirii Marii Britanii, se reduce bugetul. Unul dintre obiectivele pe care le avem la dezbaterea bugetului Uniunii Europene pe exercițiul 2021-2027 este ca România să nu aibă de suferit și să menținem finanțarea atât pe coeziune cât și pe agricultură, cel puțin la nivelul exercițiului 2014-2020. De asemenea, în ceea ce privește politica agricolă, suntem mai degrabă pentru o plafonare a subvențiilor, sigur, la un nivel de 200-250 de mii de euro, pentru a permite utilizarea resurselor financiare, pentru a crește subvențiile pentru fermierii mijlocii și, de asemenea, a crește resursele financiare de la nivelul Uniunii Europene, care să fie alocate procesării, adică dezvoltării industriei alimentare, pentru că, din păcate, astăzi încă România înregistrează un deficit în ceea ce privește comerțul pe produse agricole, iar din păcate în structura exporturilor aproape 70% din exporturile României sunt cereale vrac sau animale vii. Ori noi trebuie să începem să procesăm, să generăm valoare adăugată, să începem să exportăm nu grâu, porumb, ci să exportăm produse care conțin valoare adăugată. Ori aici este nevoie de o prioritizare a resurselor. De asemenea, ne fixăm ca obiectiv foarte clar. Asta depinde și de preluarea guvernării în 2020, intrarea în Schengen, adică, practic, desfințarea controlului la frontieră, de asemenea, ridicarea mecanismului de cooperare și verificare, evident, prin punerea în practică a recomandărilor care sunt cuprinse în raportul privind mecanismul de cooperare și verificare. Mai precis, pentru asigurarea independenței justiției, non-interferenței politicului în funcționarea justiției, liberului acces al cetățeanului la actul de justiție și o reglementare care să țină cont de Tratatul Uniunii de articolul 2 privind statul de drept, de asemenea care să țină cont de toate reglementările și standardele care există la nivelul Uniunii Europene. Aici vreau să trag un semnal de alarmă. Puțină lume știe, dar este în curs de dezbatere în Parlamentul European un regulament prin care țările care nu respectă principiile cuprinse în articolul 2 al tratatului, care se referă la domnia legii, la funcționarea statului de drept, riscă să fie penalizate financiar, să pierdă fonduri europene. Sigur că asta nu va ajunge la beneficiar, numai că în momentul în care se suspendă sau se taie niște fonduri europene, practic statul respectiv va trebui să financeze proiectele pentru beneficiar din resurse publice naționale și nu din fonduri europene. Traduc, România riscă să piardă bani europeni dacă nu respectă normele, standardele în ceea ce privește funcționarea justiției la noi în țară. Acest regulament, după cum arată lucrurile, se va adopta.
într-o formă mai severă sau într-o formă mai puțin severă, dar se va adopta. Iar dacă cei care astăzi sunt la putere și imaginează că pot să mențină agresiunea permanentă, politizarea agresivă a justiției, pot să o mențină ca o politică guvernamentală, vor ajunge în situația în care îi vor face pe români să sufere de pe urma acestei politici irresponsabile. Cei care sunt astăzi la putere, ca să arătați că puteți să veniți și dumneavoastră la putere, cred că testul din 26 mai este foarte important. Este foarte important. De ce? Pentru că va arăta fotografia la zi a opțiunilor românilor. După părerea mea, această fotografie la zi va arăta câteva lucruri. Unul, că PSD-ul s-a prăbușit dramatic în susținerea populară. Pe ce vă bazați, v-aș întreba, când spuneți că s-a prăbușit dramatic? Pe toate cercetările pe care le avem la dispoziție, un partid care câștigă alegerile cu 46,5%, care în ianuarie, februarie avea scoruri datorită bonusului electoral de victorie de 54-55%, coboră sub 30%, înseamnă o prăbușire dramatică, mai ales care e atipică, pentru că un partid de guvernare de regulă în primii 2 ani de zile, dacă nu face prostii imense, așa cum a făcut guvernele lui Dragnea, de regulă nu pierde decât prima de succes și tinde să mențină. Căderea cea mai mare a partidelor de guvernământ se produce în ultimii 2 ani de guvernare, în special în ultimul an de guvernare, când românii constată că promisiunile pentru care i-au votat pe oamenii respectiv nu pot fi puse în practică și atunci se reorientează. Ce procent are PSD-ul în sondajul pe care dumneavoastră l-ați făcut? Deci PSD-ul astăzi este în jur de 28-30% pe cercetările noastre sociologice. Cercetări sociologice făcute pe care nu când? Le-am făcut publice, care le-am făcut în după referendum, am făcut cercetări sociologice în fiecare lună. Și menține un trend descendent, clar, și e puțin probabil să poată să inverseze acest trend descendent, pentru că se vede foarte clar că guvernarea are efecte extrem de negative asupra funcționării economiei și asupra vieții de zi cu zi a oamenilor. Din ce în ce mai mulți români percep faptul că, de fapt, PSD-ul a crescut veniturile oamenilor doar pe hârtie, provocând grave dezechilibre economice. Că orice creștere nominală de venit nu a dus la creșterea puterii de cumpărare, decât pentru foarte puține categorii. Inflația, care a fost provocată de politica guvernamentală și toate celelalte dezechilibre, nu au făcut decât să înrăutățească nivelul de viață. Și acum, dacă ne uităm la combustibil, da? Motorină, benzină, e o creștere foarte mare. Deci ianuarie-februarie PSD electrică. Are în sondajul dumneavoastră 28%? De 28 maxim, 30% maxim, maximal. Și dar atenție, PNL se află pe banda de 26-28 pe trend ascendent. Deci tot sub PSD. Suntem umăr la umăr și cel mai probabil în alegerile europarlamentare, cu o campanie foarte bine organizată, cu o mobilizare a susținătorilor PNL, putem să obținem un rezultat la care n-ar fi sperat nimeni în ianuarie 2017. Chiar vă întreabă, uitați, Poiana lui Ocan vă întreabă care este scorul pesimist și cel optimist pentru alegerile europarlamentare. Pe ce deci, scor aici nu mizeți? E vorba de scor pesimist și de scor optimist. Obiectivul unui partid este să-și atingă potențialul electoral. Potențialul electoral este dat de cei care își exprimă intenția de a vota cu partidul, care trebuie să-i mobilizeze, să-i convingă, să vină la vot, că una este opțiunea pentru vot, alta este convingerea potențialilor votanți să vină la vot și al doilea, determinarea nehotărâților care au o părere favorabilă să vină la vot și să voteze, evident, cu Partidul Național Liberal. Obiectivul nostru este acela de a ne atinge potențialul de vot care este dat de cercetările sociologice, care ne permite să sperăm că putem bate PSD. Adică aveți o țintă de 27-28 sau de 30? Nu place să definesc în procente și, în general, acei politicieni care își definesc obiectivele în procente au o lipsă de experiență în materie de evaluare. Cu atât mai mult în ceea ce privește alegerile pentru Parlamentul European, care sunt alegeri precum atipice, în care
o mobilizare suplimentară a electoratului care e realizată de un partid care își mobilizează într-un procent mai mare decât procentul celor care vin la vot, poate să ducă la scoruri neașteptate. Vă încurcă totuși această apariție a Alianței 2020 USR Plus? Nu ne încurcă. Partidul Național Liberal are drumul său. Partidul Național Liberal astăzi este clar cea mai puternică forță care este în bătălie cu PSD. Partidul Național Liberal este singurul care are capacitatea să bată cu PSD pe toate ulițele, pe toate cările de bloc, pe toate străzile, în toate tipurile de localități, cu care să fie competitiv cu PSD-ul către toate categoriile de public. Partidul Național Liberal, gândiți-vă, are 1100 de primari, 1000 viceprimari, avem 12.800 de consilieri locali și consilieri județeni, peste 230.000 de membri. Suntem o forță redutabilă care avem capacitatea să batem PSD. Faptul e democrație, oricine poate să înființeze partide, oricine poate să intre în această competiție electorală. Important e să avem cea mai convingătoare ofertă, important e să arătăm oamenilor că, cel puțin în alegerile pentru Parlamentul European, că suntem partidul care poate cu adevărat să servească interesele României la nivelul Uniunii Europene și care poate să influențeze deciziile Uniunii Europene pentru a le aduce în favoarea cetățenilor români, astfel încât beneficiile de pe urma prezenței României în Uniunea Europeană să fie resimțite de fiecare cetățean român. Nu știu, poate unii dintre colegii dumneavoastră, uitându-mă la ce s-a întâmplat recent la PNL București, cred că bătălia este cu USR Plus și v-aș aminti de contrele care au fost între PNL București și USR recent vis-a-vis de acea propunere de viceprimar. Este dușmanul PNL-ului USR-ul în acest moment? Adversarul nostru politic este coaliția de guvernare formată din PSD-ALDE și din când în când UDMR. În momente, cum se zice, pe aici, pe acolo și anume în punctele esențiale. Dacă unii dintre colegii mei mai cedează și uneori mai dau replici altori actori politici, sunt poziții individuale. În ceea ce mă privește pe mine ca președinte al Partidului Național Liberal și conducerea Partidului Național Liberal care a fost alesă la Congres, bătălia pe care noi o ducem, o ducem pentru a pune punct cât mai repede posibil acestei guvernări care nenorocește România. Deși de un an jumate pot să spun că nu am fost tratat ca un partener și de cele mai multe ori nu am resimțit un fair play în ceea ce privește cooperarea cu diferiți actori din opoziție. Noi nu miți exact, ca să nu mai fie dubii. Ne-am menținut angajamentul de a nu intra în niciun fel de polemică, decât atunci când a fost evident că au fost niște acuze nedrepte sau niște minciuni legate de Partidul Național Liberal pentru a readuce adevărul către oameni. În rest, vă repet, strategia noastră politică este să batem PSD-ul. Domnule Orban, am avut recent în studioul Hot News pe președinții USR și Plus care vorbeau despre necesitatea începerii după alegerile europarlamentare a unor negocieri, spuneau domniile lor, pentru un candidat unic al opoziției la primărie. Înainte să ajungem la primărie, credeți totuși că ar trebui niște negocieri între partidele de opoziție pentru susținerea unui candidat unic la prezidențiale? Primul examen electoral sunt alegerile pentru Parlamentul European. Partidul Național Liberal este concentrat astăzi pe aceste alegeri, pe o comunicare cât mai amplă, cât mai directă, cât mai onestă cu cetățenii români pentru a îi determina să voteze în cunoștință de cauză și mai ales să voteze cu acei actori politici care pot reprezenta cel mai bine România la nivelul Uniunii Europene. În privința alegerilor prezidențiale, pentru noi lucrurile sunt foarte clare. Noi am luat decizia încă din martie anul trecut în cadrul Consiliului Național, în unanimitate, că Partidul Național Liberal susține candidatura președintelui Iohannis, care
A ajuns președintele României, fiind candidat al Partidului Național Liberal, de pe poziția de președinte al Partidului Național Liberal, cu care avem un parteneriat care urmărește atingerea unor obiective care sunt benefice pentru România. Pentru noi lucrurile sunt foarte simple. Noi îl susținem pe președintele Iohannis. Președintele Iohannis astăzi, de departe, este candidatul care are cea mai mare șansă de a câștiga alegerile și ne-am bucurat dacă și alți actori politici l-ar sprijini pe Klaus Iohannis, astfel încât să reducem potențialul diversionist pe care l-are actuala coaliție PSD-ALDE și să asigurăm garanția victoriei. Oricum, din punctul meu de vedere, președintele Iohannis va câștiga alegerile prezidențiale și dacă alți actori politici vor lua alte decizii. Bine ar fi să vină să-l sprijine pe Iohannis. Doar declarații publice că ar fi bine să-l sprijine pe președintele Iohannis pentru un al doilea mandat sau și ceva concret? Deci le întindeți o mână, deschideți niște discuții pentru acest lucru? Avem discuții permanente cu partenerii noștri. Știți foarte bine că cooperăm la nivelul Parlamentului. Avem diferite discuții. Ei au emis ideea de a susține un alt candidat la prezidențiale. Nu noi am emis această idee. Dar eu sunt convins că după alegerile pentru Parlamentul European, când se va vedea foarte clar cum stau lucrurile, probabil vor renunța la ideea de a avea un candidat propriu la funcția de președinte al României, iar dacă nu vor renunța, este problema lor. Noi susținem pe Klaus Iohannis. Suntem convinși că domnul Iohannis are clar șansa de a câștiga un nou mandat de președinte al României, ceea ce este extrem de benefic pentru România. Pentru că, hai să fim cinstiți, președintele Iohannis practic este campion al luptei cu PSD și practic de la nivelul funcției prezidențiale a dus o bătălie constantă cu toate guvernările care au apărut în urma alegerilor parlamentare. Președintele Iohannis este de departe cel mai credibil lider politic din România la nivel european și la nivel internațional. Președintele Iohannis este un om respectat, apreciat de partenerii noștri euroatlantici și care conferă garanția unei direcții ferme și bune pentru România. Spuneți că este campion al luptei cu PSD, totuși domnul Klaus Iohannis a dat 3 șanse PSD-ului de a avea prim-ministru. S-a consultat cu dumneavoastră înainte de acest lucru? Păi da, înainte de fiecare nominalizare au avut loc consultări. Dar după cum bine știți, la fiecare din aceste nominalizări, PSD-ALDE s-a dus cu o susținere care au reprezentat majoritatea parlamentară aflată în spatele unei candidaturi și aici președintele a preferat să respecte Constituția decât să genereze o criză politică în condițiile în care nu erau perspectivele de generare a unei alte majorități decât majoritatea care a fost dată în urma alegerilor pentru Parlament în decembrie 2016. De ce n-a reușit PNL-ul să genereze o altă majoritate? Mă refer prin negocierile deci în Parlament. Trebuie să furnizez câteva informații. Și astăzi, opoziția, ați văzut scorul la votul final pe buget. A fost 275 la 128. Partidul Național Liberal are 98 de parlamentari, iar întreaga opoziție nu reprezintă 33% la nivelul Parlamentului. La nivelul Parlamentului deciziile se iau cu majoritate. Chiar și când am reușit victorii, cum a fost demiterea lui Dragnea, pe care ei n-au vrut să o ia în considerare, deși ea s-a produs, pentru că a existat o majoritate în Camera Deputaților generată de opoziție, victoriile s-au obținut din cauza unei diferențe de mobilizare între opoziție, adică opoziția a fost mai bine mobilizată decât majoritatea guvernamentală. Aritmetica este nemiloasă în Parlament, în consiliile județene, în consiliile locale. Parlamentul este oglinda votului care este exprimat atunci când sunt alegeri, iar nu pot să contrazici aritmetica. Dacă ei, de cele mai multe ori împreună cu DMR-ul, îți degaje o majoritate atât de mare, de regulă orice demers al opoziției
Este un demers care nu este încununat de succes. Asta nu înseamnă că nu ne batem. Ne-am bătut folosind toate mijloacele posibile. Am semnalat gravele disfuncționalități în diferitele domenii de activitate, prin intermediul moțiunilor împotriva miniștrilor, prin intermediul moțiunilor de cenzură. Gândiți-vă că am întors peste 30 de legi și am împiedicat intrarea în vigoare un articol extrem de nociv pentru România, atacând la Curtea Constituțională diferitele acte normative, legi adoptate la nivelul Parlamentului, care a fost rodul unei munci extrem de laborioase de identificare a temeiurilor de neconstituționalitate pentru fiecare dintre reglementări. Vă aduc aminte numai atât, că nici astăzi nu e rezolvată. Modificarea la codul penal a fost atacată la Curtea Constituțională, iar Curtea Constituțională, din 48 de motive de neconstituționalitate sesizate, a declarat 30 de modificări neconstituționale. Iar la codul de procedură penală, 64 din 98. Adică asta arată că, pe de o parte, modul în care legiferează majoritatea guvernamentală, că nu ține cont de prevederile constituționale, nu ține cont de tratatele, de toate regulamentele de la nivel european, că legiferează în disprețul Constituției și al drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, dar reflectă și capacitatea noastră de a identifica toate prevederile neconstituționale și de a fundamenta neconstituționalitatea acestor prevederi. Domnule Orban, în toate declarațiile publice ale liderilor PNL, nu numai ale dumneavoastră, spuneți, se regăsește această formulare, PSD trebuie să plece imediat de la putere. Până acum văd că n-ați avut succes nici cu moțiunea de cenzură. Onest acum, cât credeți că va sta PSD la guvernare? Până la alegerile din 2020? Până pierde unul din actualii tovarăși de drum. Fie ALDE, fie UDMR. În momentul în care unul din aceste două partide se hotărăște să nu mai sprijine guvernul, e sfârșitul guvernului. Partidul Național Liberal a avut discuții în acest sens cu DMR sau cu ALDE? Am avut sistematic discuții, nu numai, și individuale, cu fiecare parlamentar cu care am considerat că e nemulțumit și care poate fi determinat să nu mai sprijine acest guvern. Am avut chiar mai multe negocieri decât mi-aș fi dorit eu, că nu-mi face nicio plăcere să discut cu parlamentar PSD sau cu parlamentar ALDE, care una îți pune în față când vorbesc între patru ochi și alta fac în momentul în care sunt în sala de plen și acționează împotriva propriilor convingeri și percepții despre nocivitatea guvernului sau nocivitatea diferitelor reglementări care există. Dar există un proces de șubrezire sistematică a suportului parlamentar pentru actuala putere, care va continua și eu cred că după alegerile pentru Parlamentul European, când masa PSD-istă va vedea exact cum stă PSD-ul, va fi un moment de cumpănă care poate duce inclusiv la căderea guvernului. Căderea guvernului este PNL-ul... Dumneavoastră sunteți candidatul PNL-ului pentru funcția de premier. A fost stabilit de câțiva ani deja acest lucru, nu este niciun secret. PNL-ul este dispus să ia, să preia guvernarea pentru următorii 2 ani? În repetate rânduri că Partidul Național Liberal este oricând pregătit să-și asume răspunderea guvernării. Dar că preferăm să facem acest lucru nu într-un parlament care a fost dictat de o altă voință la momentul decembrie 2016 și care te poate duce la extrem de multe compromisuri și la incapacitatea de a spune în practică programul de guvernare, preferăm să o facem prin reîntoarcerea la popor. Adică prin reexprimarea voinței actuale a cetățenilor români în cadrul unor alegeri anticipate. Sigur că lucrul ăsta este foarte dificil, mai ales acum când se apropie alegerile prezidențiale, pentru că președintele nu poate dizolva Parlamentul conform Constituției în ultimele 6 luni de mandat. Aici sunt unii care tot povestesc de anticipate, care ar trebui să mai pună mâna pe Constituție și să mai studieze un pic documentul fundamental și după aia să dea declarații politice. Nu sunt ușor de organizat alegerile anticipate, dar din punctul meu de vedere reprezintă idealul, pentru că a forma o altă guvernare care să nu cuprindă PSD-ul în formula de guvern
va genera guverne extrem de fragile, guverne care n-au în spate un contract făcut cu cetățenii în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European, în care cetățenii să știe clar când votează cu un partid, că votează un program de guvernare și că partidul respectiv se angajează să facă anumite lucruri precise. Va fi foarte dificil de asigurat o astfel de guvernare cu actualul Parlament. Atunci, care este soluția? Când ar fi momentul oportun pentru aceste Când vom anticipări? Avea posibilitatea, vom iniția toate demersurile pentru a pune punct acestei guvernări. Domnule Orban, în perspectiva în care veți ajunge să aveți scorul care să vă, electoral care să vă permită să formați, să aveți prima șansă la formarea guvernului, veți face o coaliție cu USR-ul, de exemplu? În realizarea oricăror negocieri pentru formarea unui guvern, cu siguranță trebuie ținut cont de câteva lucruri. În primul rând, rezultatele electorale, care sunt cele mai importante. În al doilea rând, compatibilitatea programelor, pentru că a realiza o coaliție de guvernare presupune foarte multe negocieri în care trebuie puse în acord diferențele din diferitele programe electorale și mai ales identificate punctele comune care pot să stea la baza programului de guvernare cu care este investit guvernul în Parlament. De asemenea, contează foarte mult poziționările de-a lungul timpului privitor la diferite teme importante și mai ales poziționarea politică. Cum a fost un partid pentru sau împotriva acestui guvern. Sigur că în 2020, la alegerile parlamentare, va fi foarte posibilă și realizabilă o coaliție de guvernare cu cei care astăzi au format alianța. Dar, în mod evident, e foarte greu de anticipat exact care va fi situația la momentul respectiv. Eu privesc, de exemplu, anumite lucruri cu anumită îngrijorare. Pot să fiu de acord cu neimpozitarea salariului minim pe economie. Același lucru a promis PSD-ul în programul de guvernare. Neimpozitarea salariilor sub 2000 de ron, veniturilor sub 2000 de ron. Aici e un principiu care e fundamental, care ține de egalitatea în fața legii, de egalitatea de șanse, de neutralitatea fiscală, de justa așezarea sarcinii fiscale către cetățeni. Orice venit este impozitat. Asta este o regulă fundamentală, pentru că impozitul pe care îl plătesc oamenii, oamenii plătesc impozit ca să aibă drumuri, să le fie păzite proprietățile, să aibă acces la justiție, să fie apărată țara prin intermediul armatei. Ori de aceste lucruri beneficiază fiecare cetățean și fiecare cetățean trebuie să contribuie cu cota parte de impozitare. Aici filozofia fiscală este o filozofie care ține inclusiv de o etică fiscală care trebuie aplicată. Atât în etica de colectare a banului public, cât și mai ales în etica de cheltuire a banului public. Banul public, de exemplu, trebuie cheltuit în special pentru lucruri care sunt folositoare pentru toți. Autostrăzi. De autostrăzi beneficiază toți cei care accesează autostrăzile. Spitale. De spitale beneficiază toți cetățenii care au nevoie de servicii medicale în cadrul spitalului. Accesul la justiție. Poliția care asigură ordinea publică și garantează siguranța cetățeanului. Astea sunt lucruri comune, lucruri pentru care trebuie cheltuiți banii. Noi nu susținem, de exemplu, cheltuirea banilor în anumite tipuri de drepturi care, acordate numai unora, pot să genereze privilegii și pot să genereze discriminări. Există un principiu fundamental. Atunci când te decizi să acorzi un drept, trebuie să ai resursele pentru ca să poți acorda acel drept către toți cetățenii sau către toate firmele sau toate persoanele juridice care solicită acel drept. Pentru că altfel, dacă tu ai resurse limitate și conferi acel drept numai unei mici părți din cei care pot să solicite acel drept, nu faci decât să creezi o discriminare în materie de alocare a resurselor publice. Deci, sunt multe lucruri de discutat. Noi am avut un document, Principiile Bunei Guvernări Liberale, care e un document care, din păcate, nu a fost
dezbătut, discutat, dar conține niște angajamente ale noastre în ceea ce privește fundamentele unei guvernări normale, unei guvernări care să respecte principii fundamentale în exercitarea puterii publice. În perspectiva unei posibile guvernări a PNL-ului, UDMR sau Pro-România, de exemplu, pot participa la acest demers? Depinde de cum va fi scorul electoral în alegeri. Eu vă mărturisesc că nu am fost niciodată pe aceeași baricadă cu Ponta. Vă uita niciodată ce a făcut Ponta în 2014, în care a orchestrat cea mai mizerabilă campanie împotriva președintelui Klaus Iohannis. Ca să nu mai dau alte detalii, am preferat să nu comunic public legat de domnul Ponta și voi menține această atitudine, pentru că atâta timp cât parlamentarii pe care poate să-i ia Ponta de la PSD ar vota împotriva unei, ar vota pentru susținerea unei moțiuni de cenzură sau unei demitere a lui Dragnea la Camera Deputaților, nu cred că are rost să generăm dispute care nu și-au rost. Pe de altă parte, eu nu uit niciodată că Ponta a fost, este și va fi un PSD-ist. Asta este convingerea mea. Și pentru că atunci când a exercitat puterea, a exercitat-o aproape fără margini în ceea ce privește utilizarea puterii publice, ajungând până la interzicerea dreptului de vot. Să ne ducem foarte bine aminte că practic cetățenii români din diasporă, foarte mulți dintre ei au fost umiliți, n-au putut să-și exercite un drept fundamental, cum este dreptul la vot, numai din dorința de a câștiga alegerile prezidențiale. Astea sunt lucruri pe care nu le uităm și de care vom ține cont. Aș prefera să nu fim nevoiți să facem vreo înțelegere cu UDMR. De ce? Aș prefera acest lucru pentru că cred că e necesară o majoritate parlamentară care să nu depindă de UDMR și să nu ajungă UDMR în poziția de a asigura supraviețuirea unui guvern sau altul. Istoric vorbind, UDMR-ul a contat întotdeauna în constituirea acestei majorități parlamentare. Mai puțin momentul în care PSD și PDL la acea vreme și ulterior USL au format, au câștigat alegerile. Dar, repet, mai e mult până atunci. Avem alegeri pentru Parlamentul European, care sunt foarte importante pentru România, pentru că suntem într-o situație în care din ce în ce mai mulți oficiali vorbesc de activarea articolului 7 împotriva României. Credeți-mă ce vă spun. Dacă actuala guvernare continuă pe linia asta a confruntării, a sfidării sistematice a instituțiilor europene, a unor reglementări contrare valorilor și principiilor care stau la baza Uniunii Europene, a democrațiilor liberale de la nivelul Uniunii Europene, România riscă să sufere ca urmare a unei guvernări care este împotriva intereselor fundamentale ale României. Spuneți, de lucrul care vă face cel mai mult să închideți practic ușa UDMR-ului? Păi nu pot să uit că sărbătorim centenarul și că lidera UDMR-ului a exprimat poziții publice care au afectat această sărbătoare a națiunii române și anume 100 de ani de la realizarea Marii Unii. Mai de ună zi, la Congresul UDMR, după plecarea invitațiilor, a doua zi, au adoptat niște decizii care iarăși creează indignare, revoltă în rândul românilor. Postul ca partid care activează în România în baza Constituției României să-ți alegi ca simbol drapelul maghiar și imnul. Astea sunt niște lucruri care au un caracter de provocare, care nu sunt normale. Cu atât mai mult cu cât România este o țară în care minoritățile naționale au drepturi normale și firești. Dacă stăm să comparăm cu alte țări europene, România este în câștig în materie. Chiar e un exemplu în materie de acordare a
drepturilor individuale pentru cetățenii aparținând minorităților naționale. Ori cred că această politică permanentă de a forța nota, de a genera provocări, e o politică care să determine, cel puțin actuala conducere a UDMR-ului, să devină un partener serios pentru un proiect pentru România. Mai este până la acel moment al negocierilor și vom vedea dacă se vor schimba lucrurile până atunci. Aș reveni la întrebările cititorilor Hot News. O să vă rog pe scurt, pentru că oamenii sunt interesați, dacă Piru vă întreabă dacă veți susține eliminarea pensiilor speciale, în afară de acelea ale militarilor. Partidul Național Liberal are o poziție publică adoptată în organismele statutare, că PNL susține principiul contributivității ca principiu fundamental pentru stabilirea pensiei, cu o singură excepție, pensiile cadrelor militare. Pentru că, și aici există o explicație, militarii sunt toată viața lor în slujba națiunii, sub drapel, cum se zice. În toate țările NATO există această formă, care e un fel de pensie de serviciu, de fapt, se numește. Nu, n-aș băga în categoria pensiilor pensiilor speciale, iar aici poziția noastră politică este foarte clară. Sigur, am fost singurul partid care am votat împotriva pensiilor speciale pentru parlamentari. Deci vreți eliminarea pensiilor speciale, sigur că da, cu excepția celor militarilor. Singurul partid care am votat împotriva pensiilor speciale pentru funcționarii parlamentari. Că sunt multe alte exemple pe care le-am dat și, în general, cei care au susținut pensiile speciale au fost cei care compun actuala majoritate guvernamentală. Iar și aici, cu pensiile militare, percepția publică privitor la pensiile de serviciu ale cadrelor militare nu este corectă. Este adevărat că sunt cazuri de oameni care au deținut funcții de conducere, care au exploatat la maxim prevederile legale, majorându-și veniturile în mod artificial în ultimele 6 luni de zile. Dar aici sunt o mână de șefi care erau la butoane, care aveau posibilitatea să-și crească artificial veniturile pentru a-și face o pensie mai mare, dar cadrele militare obișnuite au relativ o pensie care nu este nesimțită cum e caracterizată, ci dimpotrivă, e o pensie relativ decentă. Veți desființa secția specială de cercetare a magistraților? Avem proiect de lege în acest sens. De altfel, noi am sesizat Comisia de la Veneția prin intermediul adunării parlamentare a Consiliului Europei și există un punct de vedere exprimat pe această temă. Nu poți să faci secții la parchet, o să facă secții pentru arhitecți, de exemplu, sau pentru ingineri, sau pentru fermieri, sau pentru un curând. Nu poți să faci niște secții speciale pentru anumite categorii profesionale. Iar așa cum este gândită această secție specială de investigare a magistraților, la infracțiunilor comise de magistrați, este ca un pluton de execuție care este constituit pentru a executa magistrații independenți care îndrăznesc să ancheteze infracțiunile comise de mai mari zile. Și modificarea ordonanței 7, că e bătălia împotriva ordonanței 7, că am solicitat imediat abrogarea ordonanței 7. Am demarat iară procedura miercuri, mâine. Adică deja am sesizat săptămâna trecută adunarea parlamentară a Consiliului Europei și deja miercuri se discută în Comisia de Monitorizare solicitarea noastră de sesizarea Comisiei de la Veneția pe ordonanța 7, 90 și 92. Care au fost alte agresiuni împotriva justiției. În general, și asta e poziția noastră sistematică, constantă de-a lungul timpului, independența justiției este fundamentală pentru buna funcționare a democrației. Orice încercare de a controla justiția este o încercare periculoasă pentru democrație. Iar guvernarea actuală, de când s-a așezat la putere, urmărește să controleze toate instituțiile statului, inclusiv instituțiile din justiție. Vă întreabă un cititor dacă aveți intenționat să reparați greșeala de a susține alegerea primarilor într-un singur tur de scrutin. Această informație nu este total corectă. Unu, de când sunt președinte, Partidul Național Liberal a luat decizia de a susține alegerea primarilor în 2 tururi și, mai mult decât atât, am înaintat un proiect de lege
care a fost respins la Senat și care astăzi se află în dezbaterea Camerei Deputaților pentru alegerea primarilor în două tururi. Când eram lider de grup în Camera Deputaților, am susținut un amendament la codul electoral, legile electorale care s-au votat în 2015, pentru alegerea primarilor în două tururi. Amendament care a căzut la 22 sau 23 de voturi, pentru că UDMR-ul a sprijinit PSD-ul și UDMR-ul nu a votat amendamentul respectiv. Dacă UDMR-ul ar fi votat amendamentul respectiv, amendamentul trecea. Partidul Național Liberal susține că se zice alegeri în două tururi. De ce susținem alegeri legitime la nivelul comunităților locale? Alegerea cu 50% plus 1 dintre cetățenii comunității locale. Pentru că sistemul de alegere prin majoritate relativă te poate duce în următoarele situații. Să se aleagă un primar, de exemplu, e ăla care iese pe primul loc, nu contează ce procent are, ăla e desemnat primar. Dacă ai mai mulți candidați, se poate alege un primar cu 25%. Dacă îți vin la vot 40% sau 50% dintre cetățenii cu drept de vot din comunitatea respectivă, un cetățean ajunge primar cu 12,5% dintre cetățenii care formează comunitatea locală respectivă. Adică nu are legitimitatea unei majorități care să îi confere un mandat de 4 ani pentru conducerea treburilor publice din localitatea respectivă. Deci noi susținem principial aceste alegeri în două tururi, care de fapt sunt alegeri cu 50% plus 1. Mai mult decât atât, turul 2 generează și posibilitatea realizării unor alianțe în Consiliul Local. Uitați-vă pe sistemul de alegere într-un tur. Dacă cel care este primar nu obține majoritatea în Consiliul Local, foarte greu își poate construi o majoritate. Sigur că își poate construi o majoritate susținând un viceprimar din partea unui grup. Dar e mai ușor și mai credibil și mai ales mai legitim ca în turul 2, candidații care intră în turul 2 să facă niște alianțe de care cetățenii să afle, să știe că cel care candidează la primărie din partea PNL va face alianță în turul 2, să spun, cu USR Plus. Da? Pentru că cetățenii vor valida această alianță și această alianță va înregistra o majoritate și în Consiliul Local, ceea ce va face mult mai ușor de administrat comunitatea locală dacă se creează o majoritate în Consiliul Local care să fie consfințită de cetățeni prin prezentarea în turul 2. O altă întrebare este dacă veți spune în practică, citez acum, voința populară legală exprimată prin referendum privind Parlamentul unicameral cu 300 de parlamentari. Nu, noi niciodată n-am fost de acord cu Parlamentul unicameral. În ceea ce privește reducerea numărului de parlamentari, sistematic am pledat pentru reducerea numărului de parlamentari, de altfel s-a și redus numărul de parlamentari, s-a și schimbat sistemul electoral, iar acum a fost un proiect de lege de curând în Comisia de Administrație care urmărea punerea în practică acestui referendum și anume un parlament cu 300 de parlamentari, am votat în favoarea lui. Domnule Orban, care este sloganul PNL-ului la aceste alegeri europarlamentare? Deocamdată folosim ca mesaj principal, dar numai pe perioada de strângere de semnături, România în primul rând. Asta este mesajul pe care îl transmitem, care are o dublă semnificație. România, în primul rând, adică ne pasă în primul rând de România, dar a doua semnificație, care este cea mai importantă din punctul nostru de vedere, că vrem ca România să fie în față, să fie partener egal la masa negocierilor, să fie respectată, să fie în prima linie decizională, să fie importantă, influentă și să aibă capacitatea să aibă, să fie parte în toate deciziile importante care se iau la nivel european. Un fel de America First al domnului Trump. Nu e... Aduce. N-a plecat de acolo și oricum semnificația v-am explicat-o. Cât credeți că va costa această campanie electorală? Mi-e foarte greu să vă spun. Noi vom încerca să ducem o campanie cât mai apropiată de oameni. O campanie directă, o campanie din casă în casă, o campanie prin care să comunicăm în locuri publice cu cetățenii români, să le prezentăm proiectele noastre, obiectivele care le avem la nivel european, dar
în funcție și de ce vor face ceilalți competitori, probabil vom reacționa în utilizarea altor mijloace de comunicare. Ceea ce privește campania efectivă, apare o noutate față de în celelalte tipuri de alegeri, alegeri locale și parlamentare, nu se permitea folosirea subvenției primite de la bugetul de stat de partide pentru finanțarea campaniei electorale. Acum PSD-ALDE au introdus această posibilitate ca să folosească subvenția în campania electorală, în plus față de contribuțiile candidaților. Aici, punctul nostru de vedere a fost clar, să menținem același sistem, adică să fie numai contribuțiile candidaților, care să fie decontabile. Și toate cheltuielile să aibă niște limite de cheltuieli, astfel încât să desfințăm, să dispară opulența aia care era manifestată în alegeri până în 2012. Din păcate, majoritatea guvernamentală a impus acest sistem și probabil asta va genera o creștere a costurilor de campanie, pentru că ăștia de la PSD-ALDE sunt disperați și sunt capabili să folosească integral subvenția pentru a face campanie. Domnule Orban, vă mulțumesc pentru prezența la interviurile Hot News Live. Vă aștept după alegerile europarlamentare să vedem cum vă pregătiți pentru prezidențiale. Mulțumesc de invitație și toate cele bune. Primăvară frumoasă!